Se știe foarte bine faptul că în momentul în care îți o mașină second hand te expui la riscul de a -o lua o țeapă. Puteți observa și în aceste rapoarte poze înainte și după daune. Mașinile au fost reparate, puse la vânzare, kilometraj modificat. Bineînțeles și în România se practică aceste scamatorii, să zicem așa. Puteți beneficia de 20% de reducere la fiecare raport prin linkul din descriere. Exemplul este și această Skoda Octavia care are și kilometri dați înapoi și anumite daune. Aveți link de care vertical în descriere. Bine v-am la un episod, un episod în care vreau să vă prezint o mașină foarte interesantă, o motorizare foarte interesantă. Pe vremuri, din câte am auzit și eu de la alții, pentru că nu cred că am prins epoca de aur, să zic așa, a mașinilor. Dar uh, mașina asta mi-a marcat oarecum copilăria, țin minte că aveam vecini care aveau mașina asta când eu aveam 8 ani. Și mi se părea într-adevăr un avion, la fel cum mi se părea și Golful 5. În timp am crescut și mi-am dat seama că de fapt avionul adevărat era acest e -class. Este o mașină pe care toată lumea o laudă, este o motorizare pe care toată lumea o laudă, că este de 136 de cai, că este de 170 de cai. În orice caz, de-a lungul timpului, 2-2 dieselul de la Mercedes și-a doveri fiabilitatea și cu siguranță rămâne unul dintre cele mai fiabile dieseluri. Iar modelul ăsta în sine, e ul ăsta, rămâne emblematic când vorbim de servicii de taximetrie, indiferent în ce colț al lumii fac taximetrie. Sunt mașini care au produs foarte mulți bani, bineînțeles pentru proprietari, pentru firmele de taximetrie și așa mai departe. Făcând o mică introducere, ăsta este Auto1, este un site de licitații de unde mai cumpăr și o mașină, doar că este dedicat dealerilor. Însă sunt clienți care își fac un cont de test în baza unui mail și o parolă, puteți să faceți și voi treaba asta. Intrați pe site auto1.com dacă vreți să fii în română. Vă faceți un cont, asta e un fel de sfat să zic așa, să puteți vedea mașinile, însă nu veți vedea prețul curent sau licitația minimă, nu veți vedea clipul cu motorul, nu veți vedea costurile de transport și așa mai departe, dar măcar puteți să vedeți mașinile și îmi puteți trimite codul intern. Deci au fost și mașini luate la comandă, oamenii și-au făcut cont pe site, mi-au trimis numărul intern, le-am trimis prețul și dacă li s-a părut un preț ok, bine prețul plus taxele de licitație, taxe de radiere, transport, TVA la marge și așa mai departe, depinde cum se aplică TVA-ul, sunt mai multe taxe la mijloc. Așadar, fără prea multe prezentări, este un eclat din 2007, luna 4-a 2007 a fost matriculat, 909.000 de km, us comercial taxi, diesel, transmisie automată, are doi proprietari, probabil primul cred că a fost filmat de leasing ce a avut-o de nou și ulterior cel care face taxi acum cu ea avarii aici de obicei și pentru o ușă vopsită se trece sau pot fi și mașina la care, de exemplu, o bară este vopsită, se trece fără avarii, dar norma urmă este o uzură normală. Este Euro 4, mașina este de Spania. Problema pe Spania n-ar fi faptul că mașinile vin greu, pentru că mașinile vin destul de repede. Eu am luat un pasaj ce de Spania, are și o prezentare pe canal, unul alb. Dar transportul este 840 de, de euro plus TV, adică asta presupune ca mașina să aibă un preț foarte bun, strict mașina. Uh, mă rog, hai să ne uităm la poze. Mergând, e un e alb, CDI, tot ce trebuie. Mie personal mașina asta mi se pare că nu îmbătrânește și încă nu arată obosite, chiar dacă au 900000 de un milion. Uh, sper să se audă cât de cât ok clipul cu motorul. O secundă să fac aici niște setări pentru că Ok. 900.000 de kilometri. Ok, mie mi se pare că motorul sună bine poate a fost încălzit înainte, poate a fost adus la expertiză imediat după ce a făcut 300 de km de taximetrie, dar mie mi se pare că s-au de bine și în orice caz, dacă ar fi să pun un top al motorului diesel, ar fi 2.2 2 de la Mercedes, ar fi 1.5 de CU de la Renault, chiar dacă nu se compară, dar îl consider un motor foarte fiabil. Și al treilea vreau să le ziceți voi în comentarii care credeți că este al treilea cel mai fiabil motor, indiferent care este podiumul, locul 1, 2, 3, nu contează pe baza experienței pe, pe care, o aveți voi. taxi, hus, asta nu-i văd rostul aici, dar probabil și volanul nu este destul de mâncat, însă materialele astea pe aici mi se pare că s-au păstrat bine. Husele, cutie automată, mă rog, pentru taximetrie mai mult decât suficient, vă dați seama câți bani a făcut mașina asta dacă, hai să zicem că nu 900.000, dar poate și 500 de km dacă a făcut taximetrie în Spania. N-are încrezire în scaune majoritatea de Spania nu pentru că nu are sens. 909.028 de kilometri. Avem frână de mână prinsă și aici, sincer să fiu, nu se vede, cred că e centura cel mai probabil. Am adus și un eclat din generația asta, mi-a plăcut foarte mult cum sunt astea gradate pe aici, mă rog. Aici avem un istorie de ITP, undeva la 663.000 de km a fost ultimul ITP și aici a fost o curăție la 909.000. Deci, practic, de fapt, dacă nu mă și o poză de la ITP, mașinile de Spania așa vin. Avem Mercedes-Benz, W211, care este codul ei de serie, să zicem așa, E220 CDI, mă rog, diferite, diferite set, setări, doamne, detalii despre ea. Ușa mi se pare că arată bine. Ok, e murdară, dar totuși este o mașină care are 900.000 de km și butoanele nu sunt mâncate, nu sunt cojite. Să presupune din nou prin absurd că poate au fost schimbate și na, ăsta, după părerea mea, v-am zis, mi se pare un motor foarte fiabil, foarte rafinat, foarte rezistent în timp. Și va rămâne probabil mult timp de aici încolo. Aici, da, uite, poza de la ITP, 56 de euro costă itp acolo pentru cine e interesat. Și rezultatul de la inspecție este favorabil. Deci, da, au luat ITP-ul și ar fi valabil până în 2024. Aici o poză mai de aproape. Da, taxi, probabil am mers și în oraș foarte mult, mai ai atins și colo. De obicei, mașinile de Spania vin cu problema, bine și pe Italia, unele probleme plafonului, deci aici pare să fie umed plafonul, e și aici un pic dezlipit. E clar că mașina asta nu, nu, va cumpăra cineva decât ca un proiect, uite, înainte dacă vezi clipul ăsta, poate vreodată o să aducem așa ceva, un punct în parbriz. Anvelopele sunt săptămâna 15-2016, sunt pe 16, bine, să fie confortabile la maxim, câteva puncte din nou. Și aici la fel, puncte, puncte, vopsea sărită, dar din nou, mașina asta a făcut bani. Moda asta, să zic așa, se ține și la, și la e clasul mai nou, 2016 plus. Chiar văzusem mâna pe țepare auto, nu mă știu, mașina avea 100.000 de km și era 15.000 de euro berlină și avea tot așa bancheta umflată. Asta în general se pun pentru confortul pasagerului și, mă rog, a fost verificat ulterior, mașina avea vreo 800.000 relevant, clar. aici ce puțin dezlipit asta. Bine, sunt uzuri normale, nu sunt absurd. Dar vreau să vă arăt cum arată o mașină de genul ăsta la 900.000 de km. Și este genul de mașină la care pică tabla, ruginește tabla, se rupe interiorul, dar nu pică motorul. Deci asta, ok, este o expertiză corectă, să arată defectele dacă sunt. Dar după părerea mea, și chiar sunt curios, dacă un taximetrist a ajuns la un milion de kilometri cu o mașină ca asta, ce își va cumpara după? Eu zic că tu ceva din grupul Mercedes cu siguranță. Se măsoară stratul de vopsea. În spate aici se vede numărul cu E de la Spania. Espana, cum ar veni. Aici sunt câteva dotări de bază. de deci ce are ITP-ul făcut la... acum cu 70 de kilometri. Probleme la direcție și nu răcește. Care, ok, asta ar fi o problemă pe Spania, într-adevăr. Alte note aici spune că mașina a fost folosite pentru servici public de taxi și se mai referă la, asta uh, pe limbă cuvântul respectiv, husele de la scaune, dar, na, ei sunt diferite, din nou, diferite lovituri care sunt puse în evidență să știi că sunt acolo, defecte respective. Avem anvelope din 2016 pe față și pe spate 2021. Bine, pe spate e tracțiunea de asta și sunt mai uzate ca și profil. Și aș mai avea un cadou pentru voi. Pentru că multul lume caută mașină cât mai nouă, cât mai ieftină, cât mai bună. Și e și o mașină comună. Așadar, mare atenție la mașinile de Spania. Skoda Octavia în general albe mașina aproape 2017 cu 635.000 de km, în general astea sunt taxi pe, pe Spania, automată, ITP-ul până în 2025 deci probabil a fost făcut recent, transportul scump, mă rog, cineva probabil își va lua inima din să o importe și aici văd că este o eroare ceva la ultima intrare la TUV, mă rog, la ITP la ei, mașina e tot în Spania, Palma de Mallorca, de că dacă a făcut mii în 6 ani, a făcut și bani probabil. De asta de multe ori mașinile astea nu au dotări, adică nu vin cu farul LED, xenoane și alte cele, vin cu farul cu halogen, adică ei încearcă să optimizeze cât mai mult costurile, astfel încât să fie cât mai ieftină mașina, să producă cât mai mult, cum e și normal. Cum sună un 2.0 TDI la 6... 600 și ceva de mii de kilometri? în sinea lui sună bine, posibil să se mai aude ceva, dar nici în accelerație nu mi s-a părut să aude ceva rău. Din nou nelipsitele huste, comenzi pe volan automată, încălzire în scaune nu cred, navigația cât mai mică, șervețele că mai transpir, în căldură mare. Nu avem martori aprinși, aici la fel avem istoricul de ITP favorabil și mă uitam după kilometri, 5, nu, 635 000, 502, 000, 422, 000. și pe aici deja nu-i mai văd, sincer, dar în orice caz, 2020-2021, 422.000. Mă rog, mașina a mers. Aici coda superb. Avem uh, un cod de motor. Dacă mă știu aici era seria, dar din nou, irrelevant: euro 6, 2.0 110 kW, 150 de cai, anvelopele pe 17. În spate, din nou, ne lipsita bancheta umflată. Avem un ghiozdenel și în prima poză se văd două femei. Deci dacă o femeie a făcut 600.000 de km pe taxi în Spania cu Skoda asta, înseamnă că se poate. Ok, aici avem o revopsire. Aia sunt diferite fișe tehnice, să zicem. Plafonul un pic murdar. Bine, aici e posibil să fi rămas de când i-a dat jos treaba aia cu taxi. Bară de protecție. suport pentru pălărie. Ok, trecem peste explicația asta de aici. Puțin murdară și în portbagaj. Un punct. Bine, e break, e clar că mașina asta a fost folosită poate și la transport de aeroport, vii cu bagaje, o grămadă de bagaje, le pui acolo și totul e ok. Diferite puncte și cam atât. Mă rog, prețul vedeți și voi. Transportul scump. Uh, ideea e că aici dacă ai câștigat licitația și licitația este 24 de ore sau bai neau, acolo ți-o atribuie 100%, adică nu prea poți să refuzi oferta, mie mi-a facturat absolut tot. Mergând aici mai jos în afară de eroarea asta de la tuf nu nimic, Cam velopele sunt 2022 și au 78 mm de vară, deci sunt aproape noi. Asta denotă faptul că mașinile astea, dacă tot fac bani, în principiu se mai și bagă bani în ele. Nu arată rău, adică să fim serios, sunt 600.000 de km. Volanul pare a fi un pic mâncat aici, dar din nou sunt 600.000 de km. Acum nu știu, cu transport, cu tot, mașina asta oricum te costă peste 8.000 adusă dacă o iei cu licitație minimă. Ha, nu știu dacă se în încumetă că, că cineva să o ia, să-i dea kilometri înapoi, să fac, nu știu. Adică mi se pare bătaie prea mare de cap ca să câștigi ce? Și să mai faci și înșelătorie, plus că până la urmă kilometri ăștia sunt trecut pe factură. Bine, se pot scăpa de ei, o treci pe persoană fizică, ca așa fac majoritatea și dintr-o dată dispar respectivii kilometri. Doi proprietari, din nou aici cred că e firma de leasing și probabil site-ul de legislație care, care vinde mașina acum. Și aici dacă ne uităm, da, aici este o descriere a defectelor dacă există și data inspecției este 10.02.2023, deci da, are pe are făcut recent. Și cam asta e mașina. Acum întrebarea alta, care mașină vi se pare mai bună pentru taxi? Eu zic că din orice punct de vedere E clasul române tăticulor, indiferent că e 2023, indiferent că e 2007, indiferent că e 2002, după părerea mea, cea mai bună și emblematică mașină pentru servicii de genul ăsta și confort și design și motoare bune și cutii bune și pur și simplu de-a lungul timpului ca class clasul a fost cea mai ok. De aici, de multe ori și zic, prin simplu fapt că îți dorește o mașină de genul ăsta, că e seria 5, că e, e clas și o vrei și dotată și ieftină și bună și kilometri și tot, de cele mai multe ori dacă e o ofertă foarte bună, fie are kilometri la ține apoi, fie a fost taxi, nu zic că ar fi o problemă, pentru că sunt mașini care au fost taxi de lux și sunt foarte îngrijite și foarte dotate și au, ok, au 300.000 de kilometri în 3 ani, dar au fost mașini de aeroport, în primul rând, au transportat anumite persoane, poate persoane importante din Parlament sau cine știe, și au mers, dau un exemplu, au plecat la 7 dimineața, s-au dus 400 de kilometri, s-au întors seara. 500 de km pe zi, într, 15 într un an ai 15.000, într-un an deja e 170-180 de ceea ce mi se pare destul de plauzibil. Dar știu că multul mai speriat de kilometri, de exemplu mașina asta nu mi se pare că arată absolut deloc rău. Adică mi se pare că mașina care s-a păstrat și butoanele și astea mi se pare că s-au păstrat foarte bine. Dar astea au fost, volanul este mâncat într-adevăr și luați în calcul că totuși pe Spania este o căldură mare și, și asta dăunează până la urmă în timp mașina a mai fost pusă în licitație, eram curios dacă a licitat cineva sau nu, vă că a fost repusă din nou. Acum știu că nu o să fie bătăie pe ea. uite aici s-a schimbat proprietarul în 2014, după 7 ani. Dar chiar sunt curios să ce și mie comentarii care credeți că este cea mai emblematică. Bine, uite, am mai a pus-o cineva la favorite, mare atenție. în ultima perioadă, dacă vorbim strict de asimetrie, a apărut și Boltul și uber și așa mai departe și probabil marea majoritate s-a refugiat într-un Renault Megane într-un Logan, în ceva de genul ăsta să fie cât mai mici costurile, dar dacă vorbim pe total să-ți ofere câte puțini toate, probabil toate clasul va rămâne cel mai ok. Așadar, asta este episodul, astea sunt mașinile, avem 900.000 în 16 ani și avem 600.000 în 7 ani. Voi pe care să alege-o și de ce? Iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!